vă prezentasem zilele trecute cea mai nouă pereche de căști XM5 de la Sony, unde menționasem că minusul acelor căști este portabilitatea, dar și prețul cu care vin. Așa că am venit cu o alternativă încât să bifeze cele mai importante caracteristici la o pereche de căști wireless, dar să aibă și un preț mai mic, fără să facă rabala calitatea sunetului. Mai exact, vă prezint noile căști wireless Over Ear Life Q35, Anker Soundcore, unde fără să exagerez de la începutul acestui video, este că regăsim tehnologii premium și funcții inteligente despre care aș putea spune că pe întreaga perioadă de testare am fost destul de încântat de ele, însă n-aș putea spune că sunt perfecte pentru că am să vă spun și de ce imediat în acest video. Ce trebuie să știm înainte de a începe? Căștile dispun de certificare Hi-Res Audio și Hi-Res Audio Wireless, Multimod Noise Cancelling, tehnologie LDAC, conectare prin NFC, posibilitatea de a conecta două device-uri simultan, până la 40 de ore de ascultare cu Noise Cancelling activat și până la 60 de ore normal, mult mai ușoare de transportat față de XM5 și un sunet despre care am să vă vorbesc în minutele ce urmează. Toate aceste caracteristici și tehnologii de care dispun aceste căști, le vom trece în revistă, iar spre final să aflați concluzia despre ele. Așa că până un alta, eu sunt Mihai, să nu mai pierdem timpul să-i dăm drumul. La prima vedere, Life Q35 pare să fie inspirat după modelul XM4 de la Sony, atât modul de împachetare a lor prin strângerea cupelor pe interior devenind mai compacte și ușor de transportat, cât și la suportul de căști cu formă ovală. M-am ținut să precizez aceste lucruri de la început. În primul rând, ca și construcție, exteriorul căștilor este într-adevăr realizat dintr-un plastic mat, dar unul fin la atingere asemănător unui material de catifea, creând astfel impresia de materiale premium. Iar headrestul este metalic și flexibil, cu un strat consistent și foarte moale de spumă cu memorie, oferind un confort ridicat pentru o purtare îndelungată și care se glisează foarte ușor pentru mărirea și micșorarea lor. Datorită greutății de doar 320 de grame pe care le au căștile, a stratului destul de mare de spumă cu memorie atât pe cupe cât și pe headrest, confortul este un unul bun, dar și destul de ușoare în același timp, încât nu le vei simți că le porți după o scurtă perioadă. Deci la capitolul portabilitate și confort stau foarte bine. Flexarea cupelor aduce un confort mai mare când stau pe cap, iar prierea lor pe interior când nu ascultăm la ele față de exterior cum le regăseam pe XM5 este una mult mai potrivită și confortabilă. Se pare că pe modelul nostru regăsim o soluție de pliere mult mai practică și avantajoasă față de modelul XM5 și anume împachetarea lor pe interior având astfel un avantaj în călătorii sau transport. Neavând majoritatea controlelor sub formă tactilă, acțiunile trebuie realizate prin apăsarea butoanelor fizice de pe căști, ceea ce pe mine m-a cam enervat, cum ar fi volumul, play pauză și noise cancelling. De ce m-am enervat? Fiindcă de multe ori eram nevoit să bâșbui cu mâna pe căști încât să nimerez butonul de volum și apăsa mai mereu pe pauză. Dar bănuiesc că odată ce le folosești mult mai des, îți va intra în mână zona unde se află fiecare buton în parte. Spuneam mai devreme că nu toate controlele sunt sub formă de butoane fizice, ci mai regăsim și unele tactile sau prin apropierea telefonului. Iar asta m-a bucurat fiindcă cele mai uzuale le regăsim sub această funcție. Și anume prin atingerea exteriorul cupei drepte cu palma va activa modul transparent, putând auzi o conversație, cât și atingerea cu telefonul pe cupa stângă pentru conectarea prin NFC. Înainte de a vă prezenta zona audio, pentru început trebuie să știți cu ce tehnologii și funcții inteligente mai vin aceste căști pentru a reproduce acel sunet clar și de calitate. În primul rând, modelul nostru vine cu un codec audio LDA, care permite transmiterea sunetului de înaltă rezoluție, high-res, printr-o conexiune Bluetooth, fără a pierde din detaliile din sunet. Deci, pe scurt, chiar și atunci când nu utilizezi firul cu mufa jack de 3.5 mm, calitatea sunetului prin Bluetooth se păstrează. Un alt motiv pentru care aceste căști oferă un sunet bun este datorită noi cancelling-ului, care este realizat cu ajutorul celor 4 microfoane de pe căști, eliminând zgomotul de fundal destul de bine. Clar nu ca XM5, dar și modelul de să pot să spun că se descurcă bine. Iar pentru a jongla puțin cu zgomotul de fundal, putem folosi aplicația dedicată Soundcore, de unde ne putem personaliza dacă suntem în mijlocul de transport, în aer liber sau în interior, amplificând diferite sunete sau instrumente în funcție de scenariu. Tot aici puteți alege, după preferințe, preseturi sau manual cu diferite tipuri de ajustări de sunet, cât și de a utiliza pe timpul nopții sunete ambientale, cum ar fi păsări, vânt, apă și așa mai departe. Nu știu câți dintre voi puteți mic o pereche de căști de tip over dar e bine să regăsim ceva de genul. Iar ca o ultimă caracteristică practică este că regăsim pe aceste căști cu un preț destul de accesibil și posibilitatea de a comunica telefonic cu apeluri îmbunătățite prin inteligență artificială. Adică cel care te va asculta va avea un sunet cât mai clar din partea ta. Pe exteriorul căștilor, după cum v-am mai spus, vom regăsi câte două microfoane care detectează și filtrează zgomotul din jur oferindu-ți un sunet cu un noise cancelling destul de bun. Basul este unul chiar chiar extraordinar de bun și curat, fără ajustări artificiale încât să gâjie sau să se audă precum ar fi forțat într-un fel. Atât de puternic în unele melodii, încât simțeam cum se creează vid între urechi și cupă. În altele sunt prezente, se aud foarte bine instrumentele, vocea și mediile, încât noi ul își face treaba destul de bine, ne auzim vreun sunet din exterior. Chiar am fost curios să mă mai uit încă o dată la prețul lor, fiindcă n-am crezut că doar pentru atât poți primi o așa pereche de căști. Iar dacă vă întrebați cât timp durează să ascultați cu ele Atât pe mod noise cancelling cât și pe normal Ei bine cu până la 40 de ore cu NC-ul activat Și cu până la 60 de ore pe normal Iar pentru o încărcare de doar 5 minute Căștile îți vor asigura cu până la 4 ore de ascultare ca o concluzie despre aceste căști wireless over ear Live Q35 Anker Soundcore este că sunetul este unul chiar cu adevărat bun, mai ales basul puternic, dispune de câteva funcții inteligente care îți vor ușura utilizarea, o autonomie destul de bună și un noise cancelling foarte bun pe modul autor. Iar pentru că le putem împacheta încât dimensiunea lor să fie și mai mică, sunt perfecte pentru călătorii sau transport. Ca minus, aș zice că butoanele fizice sunt de domeniul trecutului și că prin gesturi precum swipe up, swipe down, down, left sau right sau tap tap ar fi fost mult mai ușor și intuitiv. Și cam acesta a fost review noilor căști Live Q35 Anker Soundcore pe care vi le puteți comanda și voi din linkul din descriere. Dacă v-a fost util acest material, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțelul cu toate notificările activate. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!